coordonatorul Asociației pentru Protecția Animalelor, Răzvan Băncescu. Nu pot să spun că Azorel, de pe strada Lăcătușului, numărul 5, a ajuns în Germania la bordelul lui Franța. Numai 10% ajung într-adevăr la adopție reală, 90% sunt folosiți în alte activități. O declarație care a șocat o lume întreagă și a stârnit revolta europarlamentarului german Stefan Bernhard Eck. Aflat în vizită la București la inițiativa unui ONG, neamțul a vrut să facă ordine în ședința Consiliului General al Capitalei. Im Interesse der guten staatlichen Beziehungen zwischen Rumänien, zwischen ihrem Land und zwischen der Europäischen Union mit ihren 28 Mitgliedstaaten bitte ich Sie hiermit, sich von diesen skandalösen Behauptungen ihres Mitarbeiters öffentlich zu distanzieren und geeignete Schritte in die Wege zu leiten. Discursul europarlamentarului a stârnit imediată reacție în Parlamentul Capitalei. Nimeni și nimic nu-i dă dreptul să vină în fața noastră să dispună demiterea unui director, nimeni nu-i dă dreptul să vină și să facă proces de intenție Consiliului General. Nu putem să luăm nicio măsură vis-a-vis de directorul de la ASPA, pentru că nu este subordonat noi. 20 de minute au durat discuțiile aprinse între consilier și europarlamentarul german pe tema declarațiilor făcute de Băncescu. I s-a făcut plângere penală de către asociațiile respective. O să răspundă și la astea. Potrivit conducătorului ASPA, doar în 2014 din România au ieșit 20.000 de câini. Europarlamentarul german a precizat că nu a reprezentat punctul de vedere al Parlamentului European și că a venit în nume personal pentru a-și prezenta punctul de vedere. Prima casă